Parohia Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din cartierul bucureștean Drumul Taberei a organizat ieri seară un recital de pricesne și poezie intitulat Veniți creștini la rugăciune. Invitatul acestui eveniment a fost interpretul Marcel Angel. Parohia noastră organizează, deja cu tradiție, serile duhovnicești de sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. În fiecare perioadă a postului organizăm o dată pe săptămână, într-o seară, aceste serate în care aducem personalități din mediul cultural, artistic, al neamului nostru. Putem da și nume din aceste personalități. Am avut invitat pe domnul profesor universitar Mihai Zamfir, pe doamna doctor Galina Răduleanu, părintele profesor Gheorghe Holbea, a venit și ne-a vorbit despre părintele Stăniloae și alții invitații ai serilor duhovnicești. În seara aceasta avem ceva inedit, ceva nou, pentru că avem o seară de cântări bisericești, de pricezne și de poezie religioasă. Am zis să începem postul acesta, deja suntem în a doua săptămână de post, dar este prima seară duhovnicească pe care o organizăm cu căldură sufletească, cu deschiderea inimii la muzică, la poezie, la lucruri frumoase al credinței noastre. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români, filiala Sector 6.